Proiectul de lege privind pensiile speciale a ajuns în dezbaterea plenului Senatului la numai o zi după ce comisiile reunite de apărare juridică și de muncă au transmis raportul comun favorabil inițiativei guvernului. Primul cuvânt înaintea dezbaterilor generale a aparținut reprezentantului executivului. După cum bine știți, acest proiect este prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență. De principiu, proiectul prevede că nicio pensie de serviciu nu va mai putea depăși venitul din activitate, că pensiile de serviciu nu se mai indexează cu valoarea salariilor în plată, ci cu inflația, că pensiile mai mari de salariul mediu și pentru partea de necontributivitate vor fi impozitate cu 15%, că nu se mai pot cumula mai multe pensii de serviciu și vreau să vă spun de asemenea că am făcut ieri împreună cu colegii de la Casa Națională de Pensii Publice mai multe rulări în datele din sistem și că acest proiect duce de la scăderi de până la 81% ale pensiilor de serviciu. Puterea și opoziția văd lucrurile din perspective diferite. Socoteala cu privire la pensia pe care o va încasa primul ministru Nicolae Ciucă potrivit proiectului inițiat de guvernul pe care îl conduce a fost introdusă în dezbaterile generale de reprezentantul USR. Știți care este calculul impozitului suplimentar la domnul Nicolae Ciucă pentru 18.000 de lei? Este în valoare de 550 de lei. Nu știu care este nici economia de la bugetul de stat, nici de la fondul de pensii și nu-mi dăm seama cum în felul acesta, cu 550 de lei tăiați de la pensia domnului Nicolae Ciucă, care mai este și salariat, veți reuși să obțineți o mare performanță. Dacă vi se pare că cel care conduce armata română și are o pensie de 3.000 de euro pe lună, dacă vi se pare că această pensie este foarte mare, uitați-vă că suntem membri NATO, ce se întâmplă în NATO și uitați-vă că un major are această pensie în NATO. Cum vreți dumneavoastră ca un om care are o funcție mică în armată să poată să iasă la pensie măcar cu un 3-4 mii de lei dacă spunem că cel mai mare care a condus este enorm această pensie? Este o temă falsă, poate aveți dreptate în anumite privințe, nu comentez, dar aici cu militarii vă rog eu frumos puțin respect pentru că merită acest respect. Eu nu m-am exprimat privitor la domnul Nicolae Ciucă în vreo formă tendențioasă. Am atacat un singur lucru și nu am văzut vreun contraargument aici. Situația aceasta financiară care îl pune mai degrabă pe dumnealui într-o lumină proastă. Dumnealui este astăzi într-un conflict de interese să fie beneficiar a unei pensii de lux și să fie și în același timp cel care poate să dea consemnul de vot pentru această lege. Din păcate, într-o perioadă a emoțiilor, argumentele logice nu mai sunt ascultate. Și cei care vin astăzi să ne spună că trebuie să tăiem pensiile speciale pentru că pierdem banii din PNRR, sunt cei care au introdus în secret, noaptea ca hoții, fără ca nimeni să știe, aceste prevederi în Planul Național de Redresare și Reziliență, fără nicio dezbatere publică care ar fi trebuit să aibă loc în societate la acel moment. Niciodată nu am văzut puterea, oricare ar fi fost ea, să meargă până la capăt. Să asume și să-și asume niște decizii, nici atunci când ele vin din partea Uniunii Europene. Nici atunci când în baza lor stau niște fonduri. Nici atunci când suntem, să spun, forțați de împrejurări de data aceasta. Nu mai zic de români, pentru că niciodată nu s-au luat aici, din partea dumneavoastră, decizii favorabile românilor. Tot ce am văzut în perioada asta pot să-l calific drept circ. Circ în care unii spun așa, ceilalți spun așa, unii elimină, unii nu elimină. Omul nu mai înțelege nimic, am produs dezbinare în societate. Oamenii au început să se urască între ei din cauza unui beneficiu mai mult sau mai puțin echitabil. Proiectul de lege privind pensiile speciale a fost adoptat de Senat și a fost transmis Camerei Deputaților pentru dezbateri și votul final.